Această emisiune este realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You. V-am găsit, dragi prieteni, la proiectul Restart pentru o lume mai bună. Astăzi continuăm seria Faptele Apostolilor, credința dată Sfinților. Este ceea ce spunea Apostolul Iuda, fratele Domnului, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să vedem alte aspecte ale credinței primilor creștini și astăzi vom vedea un lucru foarte, foarte important. Înainte de asta însă vom asculta trei tinere care ne vor cânta o rugăciune.
Annelis și Beatrice Crăciun, Andra Popa, au fost tinerile care ne-au încântat sufletul, rugându-se această piesă foarte frumoasă. Dar este momentul în care și noi să ne plecăm inimile în rugăciune și să spunem Domnului un gând în această ocazie. Doamne, mulțumim că putem să stăm din nou în fața cuvântului, îți mulțumim pentru viață, pentru sănătate. Te rugăm să rămâi cu noi în cele ce urmează și, în mod special, te rog să binecuvântezi pe colegii noștri de la tehnic, să le binecuvântezi viața, să le binecuvântezi pe toți cei dragi, dar, de asemenea, te rugăm să ai grijă de toți cei care ne urmăresc în acest moment și de toți aceia care ne vor vedea vreodată. Rămâi cu noi când vom deschide cuvântul Tău și ajută-ne să trăim cuvântul Tău prin Domnul Hristos. Amin. Mesajul de astăzi se intitulează Prin multe necazuri. Pentru că am vrea uneori ca viața noastră să fie un pat comod de flori pe care să ne legănăm, să ne ducă Dumnezeu până în împărăția Lui, dar probabil că n-am fi pregătiți dacă am trăit doar pe un pat comod de flori. Înainte de mesajul propriu-zis, vom mai asculta o piesă muzicală. Eu vreau pe Iisus și iubirea sa, pe cât bogății și onoruri lumești, statornic în har vreau să-i pot urma, să adun doar cu el bogății ce folos să am un întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus bogăția mea să minunde pe tine te-aleg bucuria mea, pe tine te chem, vreau aproape să-mi fii. Iisuse, ești tot ce-aș putea visa și cel mai frumos dintre mii și mii, ce folos să am un întins regat, fără Domnul sunt sărac. Eu vreau pe Iisus bogăția mea să minunde inima, să minunde inima. Superbă vocea de basă a lui Sebastian Moroșan la pian Claudiu Agapie. Aceste piese sunt preluate din emisiunea E cu cântec, v-ați prins deja. Însă ceea ce este fascinant este că, deși foarte puțini au curajul să cânte live,
La emisiunile noastre, oamenii în general cântă live și asta este laudabil. Așa cum v-am anunțat deja, mesajul de astăzi poartă titlul Prin multe necazuri. Și vom vedea despre ce este vorba. La un moment dat, Apostolul Pavel spune această expresie. Însă poate că astăzi am descoperit-o mai mult decât oricând. Și în timp ce mă pregăteam pentru mesajul de astăzi, mi-a adus aminte de un moment cutremurător, aș putea să-l numesc, din viața mea. Aveam 20 de ani. Ieșisem din armată într-un context dificil, mă îmbolnăvisem și m-au amânat medical. Dumnezeu mă chemase la predicarea Evangheliei de mic, dar am zis nu, eu vreau să fiu asistent medical, nu vreau să mă duc în direcția aceasta. Dar după ce am trecut prin armată și am suferit acolo niște umilințe cum rar îți este dat să auzi, dar să trăiești, am hotărât să merg pe calea aceasta a predicării Cuvântului lui Dumnezeu. Și aveam un om care mă iubea foarte mult, un pastor în vârstă, care m-a ajutat mult în viață. M-am dus pe la el. Era într-un apartament impresionant, pe toți pereții avea numai cărți, o bibliotecă impunătoare. Soția lui era căsătorită cu bunica mea, era soră cu bunica mea și aveam o relație apropiată. Și am spus, unchiu, uite, aș vrea să merg pe drumul acesta al predicării Evangheliei. El fiind deja un campion al predicării Evangheliei, din perspectiva mea. Eu așteptam să mă laude, să îmi spună, vai ce bine, e un lucru minunat, du-te înainte, încurajat, și așa mai departe. Și mi-l duc aminte, chiar acum, stăteam pe un divan, așa, pe o canapea. El s-a uitat la mine, s-a ridicat de pe canapea și s-a pus în genunchi în fața mea. Cât era omul de bătrân, s-a pus în genunchi, eu m-am șocat și mi-a spus așa. Te rog din suflet, nu intra pe drumul acesta. Păi, mi se părea foarte ciudat. Cum adică să nu mă încurajeze el, să nu rezoneze la dorința sufletului meu, că eu simțeam o chemare specială. Mă uit la omul acesta, nu l-am înțeles și am zis, da, de ce faceți treaba asta? Și el mi-a zis, nu ai idee ce te așteaptă. Nu face treaba asta. Nu l-am înțeles multă vreme, dar prin anul 2013 l-am înțeles. Pentru că oamenii pe care îi slujești, pe care îi iubești, pe care încerci să-i păstorești până la epuizare, ca într-un film cu polițiști, cu pompieri, care n-au pauză nici ziua, nici noaptea. Eu așa credeam că este această lucrare, la care să fii disponibil tot timpul, la care să poți să fii ca un medic, care niciodată nu trebuie să fie deranjat atunci când îl sună de la spital că un bolnav se simte mai rău sau așa mai departe. Așa îmi imaginam eu lucrurile. Dar ce vreau să spun, dragi prieteni, este că observ că mulți dintre oameni zic că ăștia, domnule, care vorbesc din Biblie, ăștia își fac meseria, au o meserie ușoară, au o răspundere ușoară, să nu ne înșelăm singuri. Atunci când faci această lucrare de predicare a Evangheliei cu toată râvna și cu toată mobilizarea sufletească de care dispui, să nu cumva să credeți că este un drum lin,
fără probleme, aștept să-ți vină banii. Nu, nu este deloc așa. Aș vrea să urmărim de la începuturile predicării Evangheliei cam cum se raportau oamenii la lucrul acesta, de ce Dumnezeu a lăsat ca Evanghelia să fie vorbită de către un alt om, de ce n-a pus un înger în locul meu aici să atenționez România, să zică: oameni buni, sunt un înger al lui Dumnezeu, ascultați. De ce a lăsat ca prin păcătoși ca noi să transmită mai departe mesajul Evangheliei? Priviți, vă rog, câteva gânduri din Faptele Apostolilor, capitolul 14. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Și ai zice, domnule, extraordinar, au vorbit în sinagogă, oamenii au crezut, deci slavă Domnului, uite ce bine că au crezut. Și oamenii aceia au prins viața veșnică, au luptat lupta cea bună din momentul acela. Crezi că așa stau lucrurile? Priviți, vă rog. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Am împărțit mesajul de astăzi în trei momente. În primul rând vom vorbi despre această propoziție. Predicarea Evangheliei naște probleme. Predicarea Evangheliei naște probleme. Așa a fost dintotdeauna și așa va fi până la sfârșitul veacurilor. Să nu cumva să credeți că diavolul este foarte mulțumit atunci când se predică Biblia la televizor. Nu. Chiar în acest moment, poate îți ocupă mintea cu altceva. Poate că te îndeamnă să dai pe un alt post, să vezi despre ce e vorba în altă parte, poate că te gândești la alte lucruri. Dar acestea sunt lucruri minore. În schimb, atunci când se predică Evanghelia și când omul păcătos stă în fața cuvântului Dumnezeu, în fața Bibliei, când are loc acest transfer de personalitate din personalitatea lui Dumnezeu spre personalitatea noastră păcătoasă, diavolul nu poate să stea liniștit, el trebuie să aducă zâzanie, el trebuie să aducă necaz în viața oamenilor lui Dumnezeu și în viața oamenilor care ascultă Evanghelia. Dacă ești unul dintre aceia care trece prin necaz, să nu te descurajezi, ești pe un drum bun. Avea un profesor care îmi spunea că dacă te întâlnești cu diavolul pe drum, înseamnă că nu ești în aceeași direcție de mers cu el. Așa că, dragul meu, chiar dacă predicarea Evangheliei naște necazuri în viața ta, nu te descuraja, pentru că întotdeauna Dumnezeu este mai puternic. Și vă rog să observați ce se întâmplă mai departe. Neamurile și iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mișcare ca să-i batjocorească și să-i ucidă cu pietre. Dar nu era momentul lor acolo. Nu era timpul ca Pavel și Barnaba să fie uciși cu pietre. Și nu stai în fața tancului, nu stai în fața buldozerului. Priviți, vă rog, Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe, și în ținutul de prin prejur și au propovăduit Evanghelia acolo. Observați, Pavel și Barnaba nu fac altceva decât să asculte ceea ce spune Domnul Iisus Hristos când zice: dacă vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Nu este nicio virtute să stai în fața parului. Nu. Însă atunci când se duc în Listra și Derbe, nu zic: aoleo, alții ne-au persecutat, viața noastră este în pericol, avem probleme din cauza predicării Evangheliei, așa că tăcem acum, nu mai facem nimica, pentru că, uite, s-au supărat autoritățile. Nu, spune cuvântul lui Dumnezeu, și au propovăduit Evanghelia acolo. Adică ei nu s-au descurajat. Și acolo se întâmplă ceva absolut extraordinar. Și în al doilea rând vom vorbi despre pietre și încercări. Pietre și încercări. Au scăpat de bătaia cu pietre acolo în Iconia. Dar priviți, vă rog, ce s-a întâmplat și pasajul acesta care urmează, doamnelor și domnilor, este unul plin de semnificație. Și vă rog să fiți foarte atenți pentru a surprinde ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună în ocazia aceasta. În Listra
Era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare! Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Duhul lui Dumnezeu era în viața acestor oameni care predicau cuvântul. Pavel a fost înștiințat de Duhul lui Dumnezeu că omul acela chiar poate să fie beneficiarul unei minuni din partea lui Dumnezeu. S-a uitat la el și a zis: scoală-te drept în picioare! Și imaginați-vă, un om care n-a umblat niciodată, nu știu din ce cauză n-a umblat, l-o fi scăpat doi ca lui când era copil, abar n-am, poate că avea niște defecțiuni la picioare, dar omul acela trăia și el cum putea, probabil din mila altora, din faptul că îl scotea unii cu targa afară, stătea și el pe un scaun, abar n-am. Ideea este că Pavel i-a spus: scoală-te în picioare! Și omul acela a încercat să facă lucrul acesta pe care Pavel a spus și într-un mod supranatural, o minune de la Dumnezeu se întâmplă acolo, omul acesta se scoală în picioare spre uimirea tuturor care îl cunoșteau. Adică nu e o chestie din asta de secolul 21 în care unii șmecheri vin și zic că vom face evangelizări, vom face minuni pe stadioane și după aia băieții cu camera ascunsă observă cum există o regie în spate, cum unul își mărește un picior sau știu eu ce face. Nu e vorba despre falsuri grosolane de genul acesta. Aici chiar așa s-a întâmplat. Un om a primit putere instant, mușchii s-au îndrăvenit, pentru că așa a vrut Dumnezeu în acel context. Omul s-a ridicat drept în picioare. A început să umble și ascultați apoi. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Da? Deci oamenii când văd așa ceva, când văd ce s-a întâmplat, efectiv sunt copleșite și atunci zic, ăștia sunt niște zei coborâți pe pământ, să le aducem jertfă. Și observați că până și păgânii nu aduceau jertfă animale necurate. De aceea nu era o problemă să se mănânce din carnea jertfită idolilor. Se aduceau tauri și cununi. Și era gata să le dea în cap taurilor să le aducă jertfă. Ăsta e Mercur, ăsta e Jupiter. Doamne, ce minune! Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Le aducem închinare acestor oameni. Extraordinar! Cum reacționează apostolii la o astfel de situație? Primesc ei închinarea ce vor oamenii să le aducă? Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine. V-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Aș vrea să subliniem câteva lucruri esențiale. Doamnelor și domnilor, observați, e vorba despre discursul apostolilor, care declară mulțimilor: oamenilor, și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Adică nu suntem supranaturali, suntem oameni de aceeași fire cu voi. Vă invităm să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte, cum ar fi închinarea la om, și să vă închinați lui Dumnezeu care a făcut cerurile. Ce ziceți dumneavoastră, dragi prieteni, dacă apostolii ar învia și ar veni pe pământ, ar avea un alt fel de discurs? Ar zice: închinați-vă nouă, vă rugăm, închinați-vă nouă. Ar zice așa ceva? Eu știu care este filozofia care se propagă în dreptul închinării la
apostoli sau la oameni deosebiți sau la eroi. Dar, dragi prieteni, nu vom găsi în Sfânta Scriptură în nicio ocazie cum că cineva se închină la vreun apostol al Domnului și apostolul Domnului zice: până la pământ, până la pământ, te rog, te rog, închină-te mie. Nu. Dimpotrivă, apostolii Domnului spun că aceste lucruri sunt deșarte, adică în van, degeaba. Și să lase oamenii astfel de practici și să închine lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, în urma unei astfel de evanghelii, în urma unei astfel de evanghelii, nu vă închinați nouă, ci lui Dumnezeu. Au avut de suferit sau au avut de câștigat din perspectiva dumneavoastră? Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroabde să le aducă jertfă. Și pentru că diavolul era supărat, dragi prieteni, pentru că diavolul era supărat, că atunci când se oprește închinarea la om, diavolul este foarte supărat, satana vrea ca să ne închinăm la oricine, dar la Dumnezeu să nu ne închinăm. Dacă se poate să ne închinăm la imagini, la statui, la orice, dar la Dumnezeu să nu ne închinăm, pentru că la El închinarea se află în duh și în adevăr. Și diavolul este foarte supărat. Și atunci ce se întâmplă? Au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Doamne, ce text este acesta! Incredibil! În câteva minute, că n-au trecut multe ceasuri, în aceea zi în care oamenii l-au considerat zeu pentru că a vindecat un olog, în aceeași zi, aceiași oameni au început să lovească cu pietre și să dorească să-l omoare cu pietre. Nu știu dacă puteți imagina cam ce înseamnă când cineva te omora cu pietre. Erai pus într-o zonă mai joasă decât toți ceilalți, toți se rămau cu pietre și dădeau. Câte unul, câte unul, câte unul, o piatră venea, te lovea în cap, apoi te lovea în mâini, te lovea în spate, te lovea ca o picătură chinezească cu pietre până te omora. Și probabil că Pavel, zdrobit de loviturile respective, a leșinat de durere, oamenii l-au abandonat acolo crezând că a murit, gata, am rezolvat problema cu Pavel. Doar că Domnul avea un plan mai măreț pentru Pavel și nu a îngăduit să suporte soarta lui Ștefan. Probabil că în timp ce lua pietre în cap, Pavel se gândea la Ștefan. Nu zicea nimic, nu îi blestema pe oamenii aceia care loveau cu pietre. Dar este dramatic ce se întâmplă aici. După ce au zis, iată, acesta este împăratul nostru, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, Osana, peste câteva ceasuri, la o săptămână, mulțimea spune, răstignește-l, răstignește-l. Acum nu știu dacă exact au fost aceiași, dar aici a fost aceiași. Oamenii care au zis, zei s-au pogorât la noi în chip omenesc, l-au lovit cu pietre ca să-l omoare. Așa că nu te supăra de reacția mulțimii. Mulțimea te ridică, mulțimea te coboară. Tu trebuie să știi care este misiunea ta, trebuie să știi ceea ce ai de făcut. Nu contează ce zice unul, nu contează cu ce piatră te lovește unul. Și credeți-mă, știu despre ce vorbesc. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au trăit afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Și aceste localități, doamnelor și domnilor, erau localități în care mulți oameni trebuia să cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Dar Pavel a zis,
Doamne Iisuse, acum pentru că am luat și bătaie cu pietre, îmi iau și eu un an sabatic să mă refac din punct de vedere al sănătății, să fiu departe de tot ce înseamnă Evanghelie, de tot ce înseamnă aceste lucruri, nu mai vreau să le am de-a face, pentru că Tu ai îngăduit ca eu să fiu bătut cu pietre, nu vreau să mai slujesc o vreme până când mă refac și sufletește și fizic. Așa a zis Pavel? N-a zis așa, doamnelor și domnilor. Așa zicem noi. Cum ni se întâmplă ceva, gata, nu mai slujim, gata, nu mai predicăm, gata, nu mai vorbim oamenilor despre Dumnezeu, pentru că a îngăduit Dumnezeu în viața noastră niște încercări. Și ascultați acum ce zice Apostolul Pavel. Înainte să ascultați, vreau să vă aduc din Sfânta Scriptură alte două texte care vorbesc despre faptul că apostolii nu au primit închinarea atunci când alți oameni li s-au închinat. Priviți, vă rog, în Fapte, capitolul 10, versetul 25, zice: când era să intre Petru, Corneliu, care a ieșit înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te și eu sunt om. Scoală-te și eu sunt om. Ridică-te. Păi stai că vreau să mă închin. Tu ești Apostolul Petru. Tu ești Sfântul Apostol Petru. Nu. Ridică-te. Eu sunt om. La un moment dat, Apostolul Ioan, în cartea Apocalipsa, la capitolul 19, versetul 10, zice că m-am aruncat la picioarele îngerului ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Lui Dumnezeu închină-te. E în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 8, după ce îngerul îi arată și noul Ierusalim și frumusețea cetății cele sfinte, Ioan zice că era atât de fascinat încât iarăși a dorit să se arunce cu fața la pământ să se închine îngerului. Și îngerul i-a zis: Nu, ferește-te să faci una ca aceasta. Și eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Lui Dumnezeu închină-te. Adică dacă nu avem voie să ne închinăm niciunui înger, nici apostolilor, de ce ne-am închina astăzi altor oameni? Și nu mă refer la a te înclina într-un mod respectos în fața publicului sau... Nu, mă refer la această practică religioasă în care unii oameni se închină în fața altor oameni sau în fața trupului mort al altor oameni, când Dumnezeu spune într-un mod direct și fără menajamente, în 1 Timotei capitolul 2, versetul 5, următoarele versete. Următoarele cuvinte: căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor, Iisus. Nu este altcineva, este doar Iisus. Indiferent cât ar suna de ciudat, da, eu știu că avem imnuri, avem practici interesante, avem obiceiuri, avem anumite sărbători pe care ni le-am fixat pentru a da cinste unor eroi care... Biblia nu vorbește de așa ceva. Pavel zice: oameni buni, acestea sunt lucruri deșarte. Închinați-vă lui Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Petru, la fel, cum oare... Nu vreau să fiu lipsit de respect, însă vă spun o întrebare pertinentă. Cum cel care își zice că este urmașul apostolului Petru astăzi acceptă prosternerea în fața lui, închinarea? Cum? Funcția. Lasă funcția, nu contează funcția. Că toți suntem frați înaintea lui Dumnezeu. Pietre, necazuri. Dar nu uitați, în toate aceste lucruri, Pavel ne conduce la o închinare adevărată prin omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos. Al treilea moment și ultimul din mesajul de astăzi este: predicarea merge mai departe. Pavel n-a zis: vreau un an sabatic, vreau să mă refac. Priviți, vă rog, ce spune Biblia. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia, la Antiohia. Unde s-au întors? La Listra, acolo unde fusese bătut cu pietre.
Păi cum ai curaj să te duci acolo după ce era să te omoare ea? Da, mă duc. Pentru că nu eu sunt important aici. Aici este importantă Evanghelia lui Iisus Hristos. S-au dus la Listra, la Iconie, la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îndemna să stăruiască în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm, am accentuat acolo, prin multe necazuri, doamnelor și domnilor. Vedeți dumneavoastră, împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Dacă ai un necaz în viața ta, adu-ți aminte că este un lucru plăcut față de Dumnezeu dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Și dacă este pe drept, nu te necăji prea mult, chiar dacă vin multe necazuri. Gândește-te la faptul că necazul acesta a venit ca să mai cioplească ceva din firea ta pământească, să mai taie din cornițele pe care le ai, poate ale mândriei sau poate ale nevegherii, pentru ca să poți fi bun pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, în compania îngerilor, acolo unde nu se minte, nu se fură, acolo unde nu se vorbește buruienos, acolo unde îl vom avea față în față pe cel care este mântuitorul sufletelor noastre, prin multe necazuri. Uneori trebuie să trecem prin valea umbrei morții. Alteori trebuie să trecem printr-un diagnostic cumplit sau prin chimioterapie sau prin moartea unuia dintre cei dragi ai noștri. Nu știu ce ne va aștepta în viitor. Dar vă rog să rețineți această expresie. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Nu este degeaba această expresie. Iar necazurile acestea care ni se întâmplă au două variante de a ne raporta la ele. Prima raportare este de a ne împietri și a zice, a, dacă Dumnezeu a îngăduit să trec pe aici, gata, nu mai îmi place Dumnezeu. Sau a doua atitudine pe care o putem avea și anume, Doamne, dacă ai îngăduit să trec pe aici, înseamnă că Tu ai avut încredere în mine că pot să duc această cruce. Pot să duc această situație. Nu știu cu ce necaz te confrunți, dar te rog să te gândești că dacă a venit un necaz în viața ta, acesta nu este decât pentru ca inima ta, sufletul tău, trupul tău, viața ta, persoana ta, să poată să intre în împărăția lui Dumnezeu. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică. După ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia. Au venit în Pamfilia. Au vestit cuvântul în Perga. Și s-au coborât la Atalia. După ce s-a întâmplat lucrul acesta, de acolo au mers cu corabia la Antiohia, din nou, de unde fuseseră încredințați în grijă Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Iată, doamnelor și domnilor, o primă călătorie misionară a Apostolului Pavel, menționată de Cartea Faptele Apostolilor, cu multe necazuri, cu bătaie cu pietre, cu mulțimi adunate împotriva lui, cu strigăte, dar Evanghelia prinde teren. Evanghelia creștină cucerește inimi de greci, de romani, de oameni seculari. Și în inima lor se naște dorința după un Dumnezeu viu. Dorința după un Mântuitor viu. Aceste lucruri s-au întâmplat în urmă cu 2000 de ani, se întâmplă și astăzi. Prin aceste cuvinte îmi doresc ca sufletul tău să fie înălțat și să înțelegi că există o putere în Evanghelie. Există în acest cuvânt al lui Dumnezeu care a rămas până în zilele noastre o putere transformatoare.
Iar predicarea aceasta și lucrarea la care sunt chemați unii oameni trebuie respectată. Nu trebuie aduse pietre să dăm după ei. Pentru că și așa sunt foarte multe necazuri. Am citit despre tânărul din poza aceasta. Nu este un tablou fotografiat, ci pe vremea când el a trăit, nu era aparatul de fotografiat. Tânărul acesta se numește David Brainerd. David Brainerd a fost un tânăr virtuos care s-a dus să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos într-un trip de sălbatici. Avea această povară pe suflet și a zis: Doamne, ajută-mă să îi duc și pe oamenii aceștia la Domnul Iisus Hristos, să le vorbesc despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și erau niște sălbatici foarte violenți care mâncau și oameni, dar el s-a dus și cu curaj le-a spus că vrea să le vorbească despre Dumnezeu din cer, făcea semne disperate, le-a zis că o să-i ajute să facă tot felul de lucruri și a făcut un cort undeva la marginea taberei. Am citit o istorie la multă vreme după ce am auzit prima dată istoria aceasta. Am auzit-o când eram mic și nu știam despre cine e vorba, uitasem. Dar mai târziu am citit-o într-o carte și aș vrea să vă spun și dumneavoastră. Și-a confecționat și el un cort așa cum a putut, din scânduri undeva la marginea, copăcei mai subțiri pe care i-a tăiat, i-a pus așa formă de cort la marginea acelui sat și într-o seară au vorbit ei acolo unul cu altul, sălbatici, și au hotărât să-l omoare. Ce caută ăsta aici? Noi îl omorâm și îl mâncăm, asta e. Și au hotărât să meargă seara la el, să intre peste el în cort și să-l omoare și gata. Dar înainte să intre peste el în cort, s-au gândit să se uite printre zăbrele, că era un spațiu, să vadă ce face un om când moare, înainte să moară, ce o să facă. Și David Brainerd era în genunchi și se ruga. S-au gândit ei, o să fie simplu. Intrăm și lovim, nici nu știe cine l-a lovit și asta este. Dar în timp ce el se ruga și ei își făceau planul ca să intre chiar atunci, un piton a intrat în coliba lui. Au oprit imediat planul, gândindu-se, mamă, omul ăsta e așa de păcătos că, uite, acum o să-l sugrume pitonul. Pitonul s-a încolăcit în jurul lui și se spune că David Brainerd a fost atât de absorbit de timpul lui de rugăciune încât nici n-a simțit șarpele pe el. Oamenii adevărați ale lui Dumnezeu, care au o părtășie adâncă cu Dumnezeu, nu sunt distrași de tot felul de zgomote. Nu. Omul ăsta pur și simplu se ruga mai departe. Când au văzut sălbaticii una ca asta, au zis, na, acum omoară pitonul și noi îl luăm după aia. Însă modul cel mai ciudat, după ce l-a înconjurat pitonul într-un moment inexplicabil, pitonul se decolăcește, intră pe sub colibă și iese afară. Ei au trecut în cealaltă extremă și au zis, dacă pitonul ăsta nu l-a omorât pe omul ăsta care se ruga, înseamnă că omul ăsta e un fel de zeu, înseamnă că este ceva care trebuie să știm de ce a venit aici. Și au intrat la el, i-au spus cu semne ce voiau să facă, i-au povestit despre piton și acela a fost momentul în care David Brainerd a putut să facă cunoscut și pe el și pe mântuitorul lui acelui trib. Poate că te întrebi dacă viața aceasta de predicare a Evangheliei este o viață ușoară. Nu este o viață ușoară deloc. De fiecare dată când țin un program de studii biblice în țara aceasta, se îmbolnăvește cineva drag din familia mea sau eu mă îmbolnăvesc. Există o luptă teribilă
Doamnelor și domnilor, pentru că există un vrăjmaș care nu dorește decât să înjunghie, să fure, să prăpădească și dorește ca să nu auzim Evanghelia, să nu trăim ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă, pentru ca să nu intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Dar mă bucur că ai privit această emisiune și mă bucur că Dumnezeu îți dă putere să asculți de cuvântul Său, indiferent cât ar fi de greu, indiferent care ar fi prețul, oricât ar costa. Pentru aceasta vreau să mă rog. Tatăl nostru, mulțumim pentru înaintașii care au predicat Evanghelia, pentru Apostolul Pavel, pentru David Brainerd și pentru alții care ne-au fost modele în a predica Evanghelia într-o lume seculară, într-o lume departe de cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, ajută ca Evanghelia Ta să avanseze până în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului și până în cele mai împietrite inimi care nu au timp pentru Tine. Îți mulțumim pentru posibilitatea aceasta de a vesti Evanghelia la televizor. Te rugăm să te atingi de toți oamenii care au ascultat aceste mesaje și să ne ajuți să te ascultăm, Doamne, să nu ne mai închinăm la nimic omenesc, ci să ne închinăm din toată inima doar Ție. Binecuvântează pe colegii noștri care sunt la tehnic, binecuvântează-le viața, binecuvântează-i în familiile lor. Rămâi cu noi și ajută-ne, Doamne, să primim Evanghelia în viața noastră și să înțelegem că avem un Mântuitor viu. În numele Lui te rugăm, în numele Domnului Hristos. Amin. Cu o ultimă piesă, doamnelor și domnilor, vom încheia cea de-a 30-a predică din Faptele Apostolilor. Mai avem până la capitolul 28, iată am ajuns la capitolul 14. Vă invit să fiți cu noi, să nu ratați niciun episod din Restart. Ceruri să privesc.
Această emisiune a fost realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You.